Luni 15 februarie, polițiștii de la postul de poliție Albești au fost sesizați telefonic de către un bărbat cu privire la faptul că trei minori din cartierul Valea Albeștiului au plecat la joacă pe dealul din apropiere și au dispărut. Imediat la fața locului s-a deplasat șeful postului de poliție Albești și echipa operativă din cadrul secției numărul 10 de poliție rurală Sighișoara. Este foarte important de precizat că cei trei minori cu vârste cuprinse între 2, 4 și 5 ani au plecat în jurul orei 14 de la domiciliu, iar poliția a fost anunțată ulterior, abia pe la ora 17:36 de minute. Imediat de la momentul anunțării poliției au fost constituite echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi și pompieri, dar și societate civilă, care imediat au mers în zona împădurită din apropierea cartierului și au găsit pe cei trei minori. În momentul în care minorii au fost găsiți de polițiști, aceștia le-au transmis că împreună cu ei s-au mai aflat alți doi copii de 2 și respectiv 6 ani. În momentul în care i-au găsit pe cei trei, unul dintre aceștia le-a relatat polițiștilor că se mai află cu ei încă alți doi copii cu vârste de 2 și 6 ani. Imediat au fost extinse zonele de căutare și au fost identificați după aproximativ 10 minute și ceilalți. După ce au fost găsiți de polițiști, s-a constatat că niciunul din cei 5 copii nu necesita îngrijiri medicale, astfel că aceștia au fost încredințați familiilor.